Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpi. Iată-ne din nou împreună în studioul Capital TV. Pas cu pas ne apropiem de finalul campaniei electorale, pas cu pas mai facem câte o invitație candidaților care doresc o funcție în unitățile administrativ-teritoriale. Astăzi ne vedem din nou cu primarul Comunei Râu de Mori, de fapt cu candidatul PNL pentru funcția de primar al Comunei Râu de Mori, domnul Magni Culiță. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, domnule candidat, că așa este corect și legal să vă spun în perioada asta. Bun venit în studioul Capital TV din nou. Bună ziua și bine v-am găsit. Da, legea zice că primarii nu trebuie să apară în calitatea de primar, trebuie să apară în calitatea de candidați. Sunteți pe spațiu electoral de promovare acordat PNL-ului, așa că cred că asta este ultima apariție a dumneavoastră ca și candidat în această campanie electorală. Ce se mai întâmplă pe la Râu de Mori? Cum merge campania electorală? Păi, să spun așa, începând de săptămâna trecută, am căutat și am program zilnic de a lua, cum s-ar spune, la picior întreaga comună. Din păcate sau din fericire, Comuna Râu de Mori, fiind o comună atât de întinsă, efortul de a trece pe la fiecare cetățean al comunei este unul, ca să zic așa, nu tocmai ușor, având întinderea comunei cele 11 sate. Până la această dată am reușit, aș spune, să trec prin satele mai mici ale comunei. Începând de astăzi, încep cu centrul de comună și cu satele mai apropiate centrului de comună, iar în ultimele 2 zile de campanie, respectiv joi și vineri. Vineri voi avea un program pentru cel mai mare sat din comună, respectiv pentru satul Clopotiva. Eu ce să faceți? Să mergeți din poartă în poartă sau să organizați un program? Da, deci mergem din poartă în poartă, pe lângă pliantele care le avem. Am căutat cu această ocazie încă o dată să pot să stau de vorbă cu fiecare cetățean al comunei și consider că este chiar de un real folos și de interes de a lua, cum s-ar spune, pulsul pentru întreaga comună vis-a-vis de nevoi ale oamenilor, de probleme care privesc atât personal cât și cele legate de comunitate, legate de problemele care sunt în fiecare sat, pentru că în mare sunt un om care cam știu în permanență ce se întâmplă în întreaga comună, dar cu toate acestea mai sunt lucruri de amănunt, lucruri care poate nu mi-au fost aduse la cunoștință și pentru care unele dintre ele încerc chiar în această perioadă să le rezolvăm, încât cele care privesc în general comunitatea, când spun lucrul acesta, mă gândesc la o conductă de apă, mă refer la ceva legat de comunitate, de un șanț, de un drum de acces, de mai multe lucruri de genul ăsta care e necesar ca să le putem rezolva, să le rezolvăm încât să nu fie probleme pentru oameni. Iar în altă ordine de idei,
Și pentru faptul că ne aflăm într-o perioadă de campanie electorală și în care poți să-ți faci și o imagine despre întreaga ta, ca să zic așa, activitate, pentru că examenul la care suntem supuși în această perioadă, mai ales primarii care suntem în funcție, e o perioadă în care poți să vezi dacă ai un, să zic așa, un grad de mulțumire despre activitatea ta sau au cetățenii un grad de mulțumire despre activitatea ta sau nu o au. Și ce semne aveți din partea Eu zic semnalul, cel puțin din satele pe care și cetățenii pe la care am trecut, nu mă pot plânge, semnalul este bun și cred că și în ceea ce urmează în zilele următoare, în aceste ultime 4 zile de campanie, să fie la fel de bune. Chiar dacă unii dintre contracandidații mei au luat, să zic așa, o atitudine de genul, chiar dacă sunt zone în care eu am, să zic, o părere chiar foarte bună vis-a-vis de șansele mele, contracandidații mei transmit zilnic lucruri de genul ăsta: primarul pierde, primarul nu mai ajunge, nu reușește, adică... Domnul Mang, eu vreau să vă spun următorul lucru, îmi cer scuze că vă întrerup, aș vrea să vă cert un pic. Și am să vă spun și de ce. Vă ascult. Acum, eu vă cunosc pe dumneavoastră ca un om cu bun simț și cred că intuiesc de ce ați făcut lucrul ăla, dar vreau să știe și telespectatorii noștri. La ultima emisiune pe care am avut-o cu dumneavoastră, am lansat o invitație la o dezbatere publică, dacă vă aduceți aminte, între dumneavoastră și contracandidații dumneavoastră, mai precis unul care e mai vocal. E vorba de domnul Dileftea, nu? Da. Că despre el vorbim, candidat PSD. De la emisiunea aia și până acum, eu cred că domnul Dileftea se uită la televizor, ori n-are, ori nu-și permite, ori se face că plouă, știi, că e una și asta, e o treabă și asta, să faci pe mortul în cucuruz, ca să nu spun altfel. Și am spus, domnule, te chem la dezbatere, uite, cu domnul Mang, dumneavoastră ați acceptat atunci, n-am primit niciun răspuns, nici nu voi primi. E ușor să stai în spatele tastelor calculatorului, să scrii 3 rânduri, să aștepți să-ți răspundă altcineva 3 rânduri, mai scrii tu 3 rânduri, mai treci o oră, îți mai răspunde ăla la 3 rânduri și uite așa, duceți un dialog sau un război din care cetățeanul nu are nimic de câștigat și asta nu vorbesc din punctul noastră de vedere, adică noastră chiar și asta, de asta vreau să vă cer, că i-ați răspuns. I-ați răspuns câtorva întrebări pe care vi le-a adresat. Bă, nene, dacă vrei să pui întrebări, nu faci dezbatere pe Facebook prin postări. Cel puțin asta cred eu. Vrei să-i pui întrebări contra candidatului tău, că dumneavoastră sunteți contra candidatului, el e contra candidatul nostru. Fii la televizor, unde te vede o lume întreagă, unde vorbele îți ies din cură, unde lucrurile se întâmplă mult mai repede decât atunci când tastezi, unde te vede lumea, unde poate judeca dacă ceea ce ai spus e bine, dacă ceea ce ai spus e rău. Te apuci, domne, să scrii acolo în postări că tu ești Iisus Hristos și ești lumina izbăvitoare a comunei Râu de Mori. Eu, sincer, mă îndoiesc de capacitățile de management al acestui domn, care nu știu dacă a manageriat ceva vreodată în viața lui, în afară de faptul că așteaptă un salariu gras de bugetar. Cam atâta știu eu.
despre domnul respectiv. Și spun lucrul ăsta, o spun ca ziarist, domnule, eu nu te cunosc personal, sau poate ne-am fi întâlnit vreodată, am fi schimbat vreo două vorbe. Dar dacă nu te-am reținut, înseamnă că n-ai fost foarte interesant, cel puțin din punctul meu de vedere. În schimb, postările și felul în care se adresează acolo, mi se pare de-a dreptul obraznic, câteodată, ca să nu spun altfel. Da, mă rog, fiecare își face campanie cum crede de cuvință și mai o vorbă, că fiecare pasăre piere pe limba ei. Întrebarea mea pentru acești candidați care, odată la 4 ani, ne apar așa ca jucările alea din plastic, ca niște jucării din plastic, din nou Kinder cu surprize, și se apucă ei că aia nu-i bine, aia nu-i bănână, dar până acum 3 ani de zile, unde ai fost? Ce ai făcut? N-ai locuit tot acolo? N-ai văzut că ai luat atitudine, ai făcut o, nu știu, ceva civic, ai luat atitudine civică, ai scris pe undeva, ai fost, a fost vreodată pe la noastră? Nu. Și din de păcate, ce ați răspuns, din, ce ați răspuns, domnul primar? Din, da, o să vă spun de ce i-am răspuns. Eu am bunit că din pentru bun simț. Că, pe de o parte, a adresat o, să zic așa, o pleiadă de întrebări, iar atunci când nu ai nimic de ascuns, atâta timp cât mă consider că toate lucrurile pe care le fac sunt lucruri benefice pentru comunitate, am căutat să-i dau răspunsuri la absolut toate întrebările, pentru că nu aveam nimic care să, cum s-ar zice, chiar făcuse o afirmație să le ascundem sub preș. Nu ascund nimic sub preș. Iar vis-a-vis de, pentru că întreaga, să zic, campanie pe care și-au desfășurat-o n-a fost una decât că lucrările sunt de proastă calitate. Păi vreau să vă spun următorul lucru. Știți, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar este o vorbă vis-a-vis de un lucru. Arată-i, nu-i arăta lucru negat, adică dacă nu ai răbdare să se finalizeze o lucrare, în diferite faze a lucrării, da, este adevărat, vă dau un exemplu. Doamne, chiar sarmalele nu-s bune dacă nu-s fierte. Da, exact. Vreau să vă dau un exemplu chiar de 2 zile. Lucrez la asfaltare. Acum la asfaltare, în momentul, peste tot în lumea asta, acolo unde este rețea de canalizare, ori trebuie capacele de la cămine ridicate, ori în unele situații, dacă, pentru că nu poți să și tasezi cu acel cilindru, cu acea greutate să tasezi, de multe ori, ori se deplasează într-o parte în alta, și atunci ce se întâmplă? Se scoate capacul, se betonează în jurul lui și se fixează milimetric ca să fie șoseaua dreaptă. E adevărat că în timp se întâmplă datorită greutății, datorită tasării care nu-i chiar corespunzătoare, să se mai lase terenul. Dar de la lucrul acesta până a face din aceasta în una din postări din astea haiducești, ieșim în stradă, facem, dregem. Păi și de ce n-ai ieșit? Nu știu. Da, dacă zice unul că ies în stradă, de ce nu iese? Păi, deci de maniera asta. Ei, mai mult decât atât, în momentul în care te înconjori cu niște oameni care eu sincer nici nu știu de câte fapte penale sau contravenționale sunt să zic, acuzați,
acuzați, adică vreau să vă spun pe unde își găsesc locuri de muncă, cam de peste tot după 2-3 luni renunță la serviciile respectivilor cetățeni. O parte dintre, da, o parte dintre susținători, da, comentează, dar culmea... Bine, acum nu știm dacă e penal sau nu, că dar asta... Exact, nu sunt eu în măsură să apreciez lucrul ăsta, dar mi se pare, de-a dreptul nu știu cum să-l calific, adică unul dintre ei mai mă face și criminal. Deci mă face criminal. Dar pe cine ați omorât? Nu știu. Sau nu știu. Omorât? Da, deci, adică, domnule, să încep cu atitudini de genul ăsta, să faci o campanie, de maniera cu jigniri, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, bineînțeles că, am făcut. Și probabil dacă va mai fi cazul în zilele următoare, voi mai apela la organele de stat, pentru că nu se poate. Nu se poate. Eu consider campania, eu nu am toată campania, nu am jignit pe nimeni, nu am făcut niciun fel de atacuri la viață personală, nu am făcut niciun fel de atitudini de-a dreptul, de multe ori poate chiar eram îndreptățit să fac anumite afirmații, dar am zis că mă păstrez cu absolut toate în regulile unui bun simț. Wow, ia stați puțin. Ia opriți-vă puțin, că în timp ce dumneavoastră ați vorbit, eu am găsit o chestie aici, postată de un domn Marius Costi, care încalcă flagrant legea electorală și ia fiți atent. Asta e imnul României. Da. Și aici e domnul Flavius Diverta. Asta e încălcarea legii. Da. În semnele României, folosirea imnului național în timpul campaniei electorale sunt strict interzise. Cum poți să faci așa ceva? Tu care vii și faci că pe albă ca zăpada? Deci, domnul Diverta, nu știu dacă aveți vreo legătură sau nu cu clipul ăsta, dar e poza dumneavoastră, mă gândesc că n-ați trimis poze la băieți cu dumneavoastră rânjind fasolea. Să pui imnul României mi se pare o chestie extrem de prost gust. Vă rog. Absolut întâmplător. Mă da, deci vreau să vă spun că din acest punct de vedere, pe lângă faptul ceea ce dumneavoastră ați văzut, vreau să vă spun că sunt mai multe videoclipuri, unele dintre ele aproape mi se par copilărești, deci aduce în eroare. Cine nu învață foarte prost. Am văzut un slogan cu Flaviu Diverta, o alegere fericită. Dar cum adică o alegere fericită? Care e fericirea? Că n-am înțeles. Fericirea da, e în ochii tăi sau cum? Că da, deci, unde e fericirea? La efectiv, fete, la băieți, la cine e fericirea? Efectiv asta? Sunt foarte multe lucruri care eu le consider că nu au ce căuta într-o campanie electorală, nu au ce căuta pentru că eu zic că alegerea unui primar pentru un mandat este o problemă, nu aș vrea eu să o apreciez pentru că sunt în cauză, dar pot să spun cu tărie că este o problemă extrem de serioasă, pentru că de alegerea celui care va lua hotărâri,
timp de 4 ani de zile, de multe ori contează întreaga viață a cetățenilor unei comuni. Nu știu dacă, dar confortul lor și... Dar confortul, și vreau să vă spun că de multe ori, domnul Adrian Simion, este o problemă. Avem și în comună foarte mulți, să nu zic de ordinul sutelor, oameni care au o situație, să zic, materială mai precară, mai slabă, și care, exact cum vă spuneam, dacă mai este și bolnav, nu are niciun venit, depinde într-o mare măsură viața lui de, să zic așa, de cel care... De asistență socială. Exact. Mai mult decât atât, să vii cu postări de maniera că dacă vei ajunge pe cei care lucrează și deservesc comuna... Că vă referiți la Râul de Mureană. Da, la societate. Păi, ce să facă? Să vă spun, prin societatea respectivă, primăria s-a angajat pentru proiectele europene, pentru că asta este ghidul, după care s-a întocmit proiectul tehnic și cererea de finanțare și documentele care sunt necesare pentru un proiect, și prin proiectul respectiv ești angajat să creezi anumite locuri de muncă. Așa, nu ați invitat Râul de Mureană ca să puteți... A, nu! Dar exact, exact, pentru deservirea, de exemplu, la, dumneavoastră știți, la complexul care este sus la Răușor, prin terenurile de toate, să zic așa, pentru toate sporturile care se pot practica acolo, acelea ori trebuie timp de 5 ani îngrijit. Suntem monitorizați anual de către ADR, deci Timișoara, da. și practic încă mai avem până la 1 ianuarie 2021 monitorizare, iar numărul de salariați este dependent, este o clauză în contractul care l-am avut de finanțare. Deci nu facem ceea ce vrem noi. Deci trebuie ca acele posturi de fiecare dată ne solicită... De ce are el cu Râul de Mureană? Ce ne convine? Păi consideră că-s neproductiv, și mai mult decât atât au venit cu o copilărie. Eu o pot să o cataloghez copilărie. Primăria are un budo excavator și un muncitor care se pricepe, ca să zic așa, lucrări din astea de instalații. Iar să vii să spui că dacă vei ajunge primar, vei folosi cel cu buldoi excavatorul și pe acel muncitor să facă canalizarea în Râul de Mori. Aici aș vrea să fac un apel, este de-a dreptul o copilărie. Păi, în primul rând, prin ceea ce a afirmat, pe lângă faptul că nu a avut, să zic așa, curiozitatea să lectureze măcar legile astea de care noi ne izbim în administrație. Păi, în primul rând, este vorba de legea achizițiilor publice, care reglementează întru totul modul cum se contractează o lucrare. Când ai impresia că te pricep la toate, te apuci și de reparat avioane, că vezi tu ce iese pe urmă, mașină de cusut sau ceva de genul ăsta. Oricum, chestia asta cu Flavius Dilertă, o alegere fericită, pe mine mă amuză la maxim sloganul ăsta. Bine că n-a zis Flavius Dilertă, o alegere orgasmică sau ceva de genul ăsta, că era tacâmul complet, era foarte fericirea în toi. Bun, eu zic că n-are rost să mai răspundeți lucruri de genul ăsta.
și să vă vedeți de proiectele noastre pentru comunitate. Da, categoric, categoric, în primul rând, eu am căutat în întreaga campanie, prin partea scrisă, prin toate formele, să bun creez simț, bun simț, dar la un moment exact, dat să puneți frână, că să creez, să creez în, de partea mea faptul că eu nu vin la primărie să învăț. Bineînțeles, omul întreaga viață învață câte ceva, dar totuși experiența de 16 ani, la care aș mai putea adăuga faptul că am lucrat la o instituție județeană timp de 8 ani de zile, sunt suficiente argumente prin care pot să spun că în viitorul mandat, dacă cetățenii din comuna Râu de Mori îmi vor acorda votul, prin proiectele ce se află în derulare, cele care vor începe și cu cele care prin exercițiu financiar la care România în perioada următorilor ani de fonduri europene va avea parte, creează toate premizele ca un primar care nu, eu fără să jignesc pe cei care merg într-o competiție, dar de multe ori primul mandat este cam un mandat de ucenicie. Da. Oricum, eu nu sunt convins de bună credință a candidatului. Nu sunt convins, deși nu votez la Râu de Mori. Adică un om care încalcă legea electorală la modul cel mai cras, cu putință, pentru mine nu prezintă credibilitate. Mai mult decât atât, prin postările domniei sale le încalcă din nou, pentru că nu ai voie să produci și să-ți faci publicitatea electorală de unul singur ca și candidat. Sunt niște reguli după care trebuie să jucăm în campania electorală, că de-aia au fost făcute. Așa că părerea mea încă o dată este că noastră trebuie să vedeți de proiectele alea 22 sau câte sunt, cu nu știu câte milioane de euro sau zeci de milioane de euro, și să le duceți mai departe. Că tare mie că dacă cumva prin absurd, ceea ce nu cred, s-ar schimba primarul, proiectele alea așa rămân. Da, deci din acest punct de vedere, eu mizez sau nu mizez, trăiesc cu speranța că majoritatea cetățenilor din comuna Râu de Mori sunt poate mult mai buni judecători, să ne aprecieze pe fiecare dintre noi la justa valoare, și dacă mă refer la persoana mea, eu nu aș vrea să trec în timp de când sunt primar și până în prezent realizările, dar un lucru l-aș putea spune este acela că atunci când am venit primar în 2004, comuna Râu de Mori, în momentul în care spuneam de unde sunt primar, vedeam cât un zâmbet pe buzele interlocutorilor. În privința mai mult al situației care era privită ca o situație nu tocmai fericită în comuna Râu da, de Mori. Și acum când spuneți că sunteți primarul de la Râu de Mori, toată lumea zice ce da, comună. Deci din punctul acesta de vedere mă pot mândri că am contribuit eu zic într-o mare măsură
în primul rând, la dezvoltarea turismului, iar pe de altă parte, prin dezvoltarea infrastructurii, și când spun infrastructură, mă refer de la cele apă și canal, drumuri și iluminat, deci practic principalele elemente ale unei infrastructuri, pe lângă faptul că nu aveam un grup sanitar într-o școală interior. Nu aveam nimic. La această dată mai sunt multe de făcut și în prezent, dar cu toate acestea aș putea să spun că sunt și multe realizări pe care eu nu încerc, pentru că nici n-aș avea timpul necesar pentru a le, nici măcar a le enumera, de cum a discuta despre fiecare punct în parte. Am înțeles. Domnule primar, cele 30 de minute au trecut. Ce repede. Foarte repede. Vorba lungă e sărăcie. Eu cred că faptele noastre vorbesc de la sine, investițiile din comună se văd, oamenii nu cred că uită chiar atât de ușor, deși lumea uită la modul general. Ce le transmiteți râudemorenilor, clopotivenilor, celor de la Ohaba, da, Bălanu, Sibișel și așa Vălar, mai departe, și așa, unciucanilor cum și așa le mai spun. Departe. Da. Acum, la final de campanie electorală TV pentru dumneavoastră, la cameră, vă rog. Stimați consăteni, eu acum, la final de campanie, la final de cel de-al patrulea mandat, în primul rând, vă solicit, așa cum v-am solicitat de fiecare dată, aveți în continuare încredere în mine, pentru că prin tot ceea ce voi face, voi duce și voi continua dezvoltarea comunei Râu-de-Mori. Sunt convins că după încă 4 ani de zile, fața sau aspectul comunei Râu-de-Mori va fi unul mult mai bun, mult mai cu mult mai multe realizări. Doamne ajută! Stimate domn, vă dorim mult succes în alegeri. Mulțumesc! Stimați respectatori, Magniculiță, candidat PNL pentru funcția de primar al comunei Râu-de-Mori, a fost invitat în studioul nostru, un om cu 4 mandate de primar până acum, care de la fără o cazma, fără o lopată în primărie, a reușit să facă ceva pentru comuna aceea, am dat noi proiecte, am dat noi reabilitări și multe altele. Îl cunosc pe acest om de peste 20 de ani și tocmai pentru asta am permis să spun acest lucru. Încă o dată, succes în alegeri, sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu noi, numai bine!